Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț are vacante în săptămâna 26 septembrie-1 octombrie la nivelul județului un număr de 605 locuri de muncă vacante, din care în Roman 245. Pentru această săptămână, agenții economici au comunicat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman un număr de 245 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în domeniul industriei, adică 149, urmată de cele din categoria comerțului și a serviciilor, 76, și cele mai puține, în număr de 20, sunt în construcții și agricultură. Trebuie să menționez faptul că cele mai multe locuri de muncă vacante din industrie sunt în industria confecțiilor, cu meserii specifice a acestei ramuri de activitate, respectiv confecționeri și operatori de în industria confecțiilor, iar în domeniul construcțiilor și agriculturii sunt puține, pentru că acest sector de activitate în această perioadă își restrânge activitatea. Cei interesați pentru ocuparea unui loc de muncă în Roman sau în zonă vor trebui să se adreseze Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă Roman cu sediul în Sarea Olteniei. Persoana de contact cu care trebuie să se ia legătura pentru zona Roman este doamna Cătălina Bârgăuanu, care poate fi contactată la numărul de telefon 0233 743 848.